Ospățul lui Babet zugrăvește viața austeră a unei grupări luterane, unde cu toții poartă veșminte negre, iar hrana lor este una sărăcăcioasă. De sabat, grupul se reunește pentru a intona imnuri. Bătrânul vicar, rămas văduv, are două fiice la vârsta adolescenței, Martina și Filipa. Trec 15 ani. Timp în care satul devine martor al unor schimbări majore. Cele două surori, acum trecute de prima tinerețe, se străduiesc să ducă mai departe misiunea răposatului lor tată. Însă, în lipsa mâinii sale ferme de conducător, secta se năruie. Frații își poartă ranchiună unul altuia din pricina anumitor afaceri. Se iscă zvonuri cu privire la aventura sexuală veche de 30 de ani, care implică pe doi din membrii comunității, două bătrâne nu-și mai vorbesc de un deceniu. Cu toate că secta își continuă adunările de sabat și înalță imnuri străvechi, doar o mână de oameni mai catadixesc să participe, iar muzica și-a pierdut tonul înălțător. Într-o noapte, cineva lovește cu putere în ușa surorilor. Repezindu-se să deschidă, dau cu ochii de o femeie căzută într-un leșin adânc. O femeie care își pierduse soțul și fiul în războiul civil din Franța, avea nevoie disperată de un adăpost și o slujbă. Babet, căci acesta este numele femeii, e acceptată în cele din urmă în slujba surorilor, unde rămâne vreme de 12 ani. Îi hrănește pe sărmanii satului și se ocupă de toate nevoile gospodăriei. Întrucât Babet nu amintise nici când despre trecutul ei din Franța, Martina și Filipa sunt peste măsură de uimite să primească pe numele ei o primă scrisoare după 12 ani. Babet o citește Ridică ochii spre surorile care o cercetează cu priviri întrebătoare și le înștiințează, fără altă introducere, că îi se întâmplase un lucru nebănuit. În fiecare an, un prieten cumpărase bilete la loterie pe numele ei. Anul acesta, biletul ieșise câștigător: 10.000 de franci. Surorile o felicită cu strângeri de mână, însă măhnirea le coboară în suflete. Știu că în curând Babet are să le părăsească. Întâmplător, câștigul lui Babet la loterie intervine tocmai în perioada în care surorile plănuiesc celebrarea a 100 de ani de la nașterea bătrânului lor tată. Babet le roagă să acorde o favoare. Vreme de 12 ani nu v-am cerut nimic. Începe ea. Acum, însă, am să vă cer un lucru. M-aș bucura dacă mi-ați îngădui să pregătesc eu masa pentru slujba de celebrare. Mi-ar plăcea să vă fac o cină cu adevărat franțuzească. Momentul mult așteptat sosi. Totul arăta impecabil, fiind pregătit cu migală. Și cu cea mai mare atenție pentru ceea ce avea să fie un adevărat răsfăț culinar. Însă singurul care pare să înțeleagă ce se întâmplă este nepotul unei doamne cu vază, care îi făcuse pe vremuri curte Martinei, ridicat acum la rangul de general. Restul invitaților, cu chipurile brăzdate de riduri adânci înghit aceeași delicatesă rară, în tăcere, lipsiți de orice expresie. În ciuda muțeniei generale, festinul exercită treptat un efect magic asupra îndărădnicilor săteni. Îndurarea și adevărul prieteni și-au dat întâlnire. Neprihănirea și extazul se vor uni într-un sărut, exclamă generalul. Nu mai dăduse peste o asemenea operă culinară decât într-un singur loc în Europa, celebrul Café Anglais din Paris, restaurantul atât de renumit pe vremuri pentru bucătarul șef al acestuia, o femeie. Cu toate că frații și surorile sectei nu reușesc să pătrundă sensul vorbelor rostite de general, puțin numerosul grup se ridică și iese pe ulițele satului troienit de zăpada sclipitoare sub privirile unui cer străluminat cu stele. O lui Babet se încheie cu două scene memorabile. Afară, bătrânii se prind de mâini în jurul fântânii și înalță cu însuflețire cânturi de credință. Scena emană un profund sentiment de comuniune. O spățului babet deschisese porțile, iar harul se furișase în lăuntru. Scena finală are loc în interior, într-o bucătărie devastată, unde se îngrămădesc până la tavan vase nespălate, oale unsuroase, cochilii, țeste, lăsparte, coș de legume și sticle goale. Babet pare răvășită. La un moment dat, surorile își dau seama că nimeni nu-i vorbise lui Babet despre cină. A fost o cină foarte plăcută, Babet. I se adresează Martina cu sfială. Nu vom uita niciodată această masă după ce te vei întoarce la Paris. Babet le mărturisește că nu are de gând să se întoarcă la Paris. Dar cum rămâne cu cei 10.000 de franci? O întreabă surorile. Replica lui Babet vine ca o bombă. Își cheltuise tot câștigul până la ultimul franc din cei 10.000. O spățul care tocmai se încheiase. Această povestire pare să ne lase pradă unei concluzii și unei întrebări neliniștitoare: Harul este un dar menit să-l coste totul pe cel ce îl oferă și nimic pe cel ce îl acceptă. Dar cum se face că singurul care apreciază este mai degrabă o excepție?